Dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune de sărbătoare și cum îi șade bine românului să petreacă în zi de sărbătoare, apoi ne-am adunat aici toți colegii talentați, faini, de la dansatori până la cântăreți o să vedeți astăzi pe micile ecrane. Dar mai întâi, permiteți-mi să urez la mulți ani, cu sănătate, tuturor celor care poartă numele de floare. Apoi, Florina, Florinel și așa mai departe, la mulți ani, dragilor, Crinuța. Și pe cine mai aveți dumneavoastră, dragi telespectatori? Și haideți să o întrebăm și pe doamna profesoară Ana Strâmturean, pe cine are în familie floare, în afară de dânsa, pentru că dânsa e o floare. Bine v-am regăsit! Bine v-am întâlnit din nou și vreau să vă spun că nu sunt mai faină decât dumneata. Ai de mine, dar cum să nu? Și chiar v-am admirat. Mulțumesc tare mult. Am pe mama mea care e cu numele de floare, chiar floarea. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Deci mamă, la mulți ani! Și Dumnezeu să o ierte pe mama soacră, tot floarea a fost. Dar eu doresc la toată lumea și soțului meu care e Viorel și fiului meu care e Viorel. La mulți ani. Eu zic să le cântăm așa cu toți colegii de aici din platou, mulți ani trăiască. Ce zice? Sunteți de acord? Mulți ani, doi și mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Toate florile să trăiască, toate florile din lumea asta și în special floricelele mele de aici, din platoul emisiunii. Și, bineînțeles, floarea cea mai frumoasă, Ana Strâmturean, are o melodie pe care vă dedică, e cu temă. Un cântec, în culise m-a corectat doamna profesoară. Da, într-adevăr, melodia e melodie, versurile-s versuri și apoi cântecul-i cântec, nu? Așa este. Răsari soare și încălzăște. Eu cred că e un cântec mai special și de aceea l-am ales pentru astăzi. Păi dacă e ziua de flori, apoi să răsară soarele și să ne încălzească sufletelele și mai mult să ne încălziți sufletelele cu muzica voastră și a dumneavoastră. Noi dorim să încălzim sufletele tuturor celor care ne privesc. Uitați-vă ce fel de flori faine v-am adus. Foarte faine. Și ghiocei și viorele și cu toții suntem colegi de cântec. O să stăm puțin mai târziu cu floricelele celelalte. Acum Ana Strâmturean ne cântă.